Neatenția provoacă victime. În afara localității Șimian s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii mehedințeni, care în urma verificărilor efectuate au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 53 de ani din comuna Hinova, în timp ce conducea un autoturism pe drumul Național 6, a ieșit de pe sensul său de mers, părăsind partea carosabilă și răsturnându-se într-un canal pluvial. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto și a unui tânăr de 14 ani, pasager în autoturism. La data de 16 februarie anul curent, pe drumul Național 6, în afara localității Șimian, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 53 de ani din comuna Hinova, în timp ce conducea un autoturism pe drumul Național 6, în afara localității Șimian, a părăsit partea carosabilă și a ieșit în decor. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto și a unui tânăr de 14 ani, pasager în autoturism. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Ca urmare a unui apel la 112, pompierii mehedințeni cu o auto specială de stingere cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru acordarea îngrijirilor medicale la un accident rutier. În această după-amiază, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Tropeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de descarcerare, o auto specială de stingere și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs pe drumul Național 6, la ieșirea din localitatea Șimian spre localitatea Poroina. În accident a fost implicat un singur autoturism care a părăsit partea carosabilă. Două persoane, un bărbat în vârstă de circa 53 de ani și un minor în vârstă de 14 ani, au primit îngrijiri medicale la locul evenimentului de la echipajele SMURD și SAJ, ulterior fiind transportate în stare de conștiență la unitatea de primiri urgențe din Tropeta Turnu Severin. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care a avut loc evenimentul rutier.